Bună ziua, dragi apicultori! Iată că am ajuns și pe 11 aprilie. De câteva zile în sfârșit avem și noi temperaturi bune, dar totuși ploaia nu ne dă de pace. Ne-am florit ca Iisus, filmează acolo, poate și apropii nițel. Intrăm să evaluăm situația la zi. O situație nu foarte ușoară, pentru că am pierdut o generație de albine în luna martie. Acum, sigur a scăzut nivelul populației. Îl știm, acesta avea 3 rame cu puiet. Așa. Țin să specific de... aceasta e o familie care n-a fost stimulată. Nu a avut... Nu i-am dat hrană, este ea cum s-a dezvoltat pe mierea care a avut-o de anul trecut. Așa. Știm aceste rame. Acum ne ducem. Căutăm direct. Mergem direct să vedem. Deci, populația... Ne mai dăm puțin. Populația s-a menținut la... cât de cât în niște parametri rezonabili. Să vedem acum cum stăm cu puietul. Sunt cambrele, a plouat azi noapte, aici avem miere. Așa, de aici începem să verificăm dacă ajung și aici cumva regina cu puietul. Cu oatul, mai bine spus. Da. Sunt ouă de astăzi. Deja, dacă Ștefan se apropie, vedem și polenul. Filmează păstura din... avem un aport bun de păstură. Iar în centrul ramei, ouă proaspete. Ouă... Așa, deci asta este... Acum urmează cele 3 rame pe care aveam puiet. Și... la controlul anterior, parcă făcut la sfârșitul lunii martie, să verificăm aici, să vedem, trebuie să avem puiet căpăcit de acum, pentru că am pe 28 martie am pornit oatul. Da? Îmbucurător că vedem foarte multe albine cu polen. Vedem foarte multe albine că, da, este frumoasă. Uitați regina. Filmează Ștefane, uite aici. Pe doamnă, gata, dă-te mai la o parte, retrage-te. Sunt rele, avem umiditatea crescută în atmosferă. Deci avem, hai că au liniște, nu-i? Am luat și un ac. Așa e când îmi lăsă. Întotdeauna, în zona unde este regina, acolo sunt și gărzile reginei care își fac datoria cu prisosință. Deci avem o ramă ca lumea, cu puiet căpăcit. A doua ramă. Vedem a doua ramă cu puiet căpăcit. A căpăcit și iar de unde a ecluzionat mult larvar. Puiet larvar. Foarte rele. Foarte rele. Așa este când avem diferențe mari de presiune atmosferică. Când avem diferențe mari de presiune atmosferică, albinele sunt ceva mai agitate. Verificăm. Trebuie să avem puiet și aici. Mult. Da? O, uite. Da? Avem larvar. A ecluzionat. Avem foarte bătută cu... Și, a, și pe partea asta... căpăcit și larvar. Acesta este stadiul la zi al familiei. Populația s-a menținut cât de cât. A menținut nivelul populației. Iar regina tocmai a trecut pe a 4-a ramă în meserie.
avem 3 rame, dintre care 2 cu pâlc căpăcit. Asta înseamnă că peste maxim 2 săptămâni, undeva la 24 aprilie, vom înregistra un spor semnificativ al populației în colonie. Și vreau să vă... Acum ce vreau să vă spun? Această familie n-a fost stimulată decât, nu știu, foarte puțin. În fapt, i-am dat o turtă, o mini turtă proteică, atât a luat și arată foarte bine. Am la stupină, am dat la o familie o turtă proteică cumpărată de la un târg apicol, nu spun numele aici, dar să știți că nu este absolut nicio diferență între cele două familii. Chiar a mers foarte bine această familie nestimulată, dar a avut, cum știți bine, a avut multă hrană din toamnă. Dacă mai avem acumulator, trecem și la... Nu mai știu. Mai avem acumulator, Ștefane? Nu. Hai să mai filmăm, că... Nu mai. Ce? Nu mai. Mai. Da. Nu, cât se poate, lasă, să filmăm cât se poate. Când se oprește... Să mai salvează, dacă... Da. Ne uităm puțin și la orizontal. La orizontal i-am adus la un moment dat o ramă cu mâncare în față. O să uite de aici, că se vede. Da. Am avut o turtă. O turtă pe care văd că au consumat-o. Ce înseamnă turta? Vedeți? Ne dăm seama că treaba este bună după această crescătură. Vedeți aici ceara? Da? Suntem bun, albinele. Bineînțeles, este o crescătură cu ceară de împrumut. Este ceară cărată din stup. Și m-a ciupit. Te-a ciupit? De, mă, nu lec. Așa, dă-te mai, vino mai în lateralul meu, vino lângă mine, așa. Uh-huh. Da. Uite, acum a dat și nițel sori în el. Bine, așa. Ne uităm puțin de el. Are miere. Deci, dacă în luna octombrie le-am făcut completări, asta era o ramă care am scos-o din față. Avea polen în ea. Uitați, a scos tot. Deci asta avea păstură. Deci prima păstură a fost aici, am dat-o după diafragmă, deoarece nu mai avea miere. Și a cărat, a mâncat în fapt. A mâncat toată păstura de aici. Am introdus în el. Am avut... Așa, să ne uităm. Deci el are 6 rame. Ai la fel ca celălalt. Ne uităm. Hai. Este, vezi, am lăsat-o și ne-a ciupit. Așa. Venim puțin până în față. Trebuie. Curiozitatea ne omoară să vedem ce găsim aici. Miere, da? Păstură multă în toată zona asta. Deci, țin să precizez de această familie. De exemplu, a avut o turtă de șerbet de 1 kg. Asta a fost în luna martie. Așa? De aici a început treaba. Așa? Avem puietul. Ne dăm puțin fum. Sunt destul de agitate. Așa? Aici, sigur, avem în continuare. Vedeți unde te-a ciupit odată, imediat vin mai multe și te cibulesc. Ia uitați, o bătută. Nici n-are rost. Bătută cu puiet. Complet. Stăm. Gata, ai mătică. Ce ai, tati? Mătică cu fum. Ia să-ți știți? Da, mă tupește mereu. Ai scos asta? Asta am pus-o aici, am băgat-o, era plină cu miere. În fapt, asta doar am scos, dacă asta plină cu... Da, aici e o oată toată, ca lumea. Toate. Gata, nu mai are rost. Și ăsta și-a făcut, a adunat și el 3 rame cu foarte rele. Deci, astea cărămie. Ia să vedem și pe asta scurul ăsta aici.
Dacă a ajuns, de ce tine? Da. S-a făcut un cuib frumos. Tu ești pură mult. Da. Nu mai ducem lipsă de... Deci, să tragem concluziile. La această dată nu mai ducem lipsă de hrană proteică. Se pare că albinele au reușit să treacă peste acest debut greu. În zona noastră a fost, până acum am avut o primăvară foarte grea. Abia acum avem și noi primele zile călduroase. Sperăm că abia acum să pornim și noi la treabă pur și simplu. Așa? O să încercăm zilele. Așa, stai să punem inversul. Așa, pentru a da sirop, am pus fenitorul așa, podișorul, pentru a da sirop. Eu aveți că intră albina. L-am rezolvat. A venit, ea filmează și pe Elena. A venit și Elena în vizită la scutină. Ia, zi bună ziua. Așa. Se pare că reușim să trecem și peste acest debut de primăvară foarte greu. În fapt, am avut o primă jumătate de primăvară foarte grea. Se pare că am trecut. Ca o concluzie vreau să vă spun. Aceste familii nestimulate sunt cel puțin la fel cu familiile stimulate. Nu prea... N-am fost adeptul hranilor proteice cumpărate din comerț și cred că nici în continuare nu voi cumpăra. Deci singura asta a fost la ele stimularea, torta proteică făcută de mine. Câte 300 de grame de torta proteică, plus la cel roșu am avut o tortă grecească de fructoză, glucoză, în sfârșit. Cam asta e situația. Nu sunt ele strălucite, dar dacă de acum încolo știm să aplicăm un management serios, sperăm ca să reușim să facem și ceva miere la Salcâm. Până data viitoare, dragii mei, vă urez numai bine și sănătate. Stați așa. Stai. Și normal. Nu se putea. Vă rog frumos să filmăm și cameramanul. Nu trageți niciodată în cameraman. El săracul suportă înțepăturile și criticile voastre de pe net când spuneți că filmele sunt așa sau așa. Filmele sunt opera lui Ștefan Gavrilă, un tânăr de 12 ani, care ne spune și el acum o salutare, un gând pentru apicultori. Păi, ce să ne spun? Nu ne-am avut un an bun la... Dar cum o să fie... Ia zi, să facem ceva bun. Da. Asta e important. Să facem multe toni. Multe toni. Asta. Că fără miere nimic. Dragii mei, până data viitoare, vă doresc numai bine, sănătate și fericire.